Bine v-am găsit, stimați telespectatori, preocupându-mă eu de situația din Orient apropiat, tot mai complicată, deoarece, așa cum profețeam cu câteva zile în urmă, există un interes al Israelului, de eu zic, al lui Bibi Netanyahu, ca de extinderea războiului. Este clar că a eșuat invazia, adică a trecut atâta timp și, cum să zic, în continuare strategia militară a Israelului este una de Republica Congo-Brazzaville. Bombardăm, 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 bombe au că le dau americani. Și ieșirea din această situație, pentru că se poate prelungi, este un angajarea Israelului într-un război cu toți din jur. De ce? Pentru că din 1948 Israelul a obținut arme, ajutoare, emoție, opinie publică mondială prin teza, la vremea respectivă corectă, acum nu mai este corectă, că Israelul este o insulă într-o mare de arabi, arabii vor să-i arunce de acolo și Israelul luptă pentru supraviețuire. Să spui acum că Bibi Netanyahu conduce un Israel care luptă pentru supraviețuire în bătălia cu ciumpalacii de la Hamas, este ridicol. Și atunci soluția pentru Netanyahu, cu acordul americanilor, nu vă luați după bombănelele americanilor, că americanii sunt prostaticii izraelienilor, se va încerca o extindere. Fie cu Hezbollah-ul, deja s-a anunțat, cu Siria, vrea neapărat, pentru că în acel moment emoția, deci atenția opiniei publice mondiale de la masacru comis de armata izraeliană cu sânge rece, 24.000 de morți, mi-a plăcut un titlu un site tefelist și anume din un sete felist care spunea cam așa: o fetiță de 3 ani a fost palestiniană, a fost ucisă de armata izraeliană, anunță organizația teroristă Hamas. Nu, chiar a fost ucisă, contează, adică, nu, no, bine, organizația teroristă a anunțat, mă rog, da. Și eu am zis, în cadrul acestei preocupări, mă citesc despre Orientul Mijlociu, Orientul Apropiat și am citit, am găsit în bibliotecă acolo, Atlasul Popoarelor din Orient. De ce vi-l arăt? Pentru că sunt publicate hărți. Și dacă veți vedea la un moment dat harta Asiei și pe Orientul Apropiat, veți vedea niște pete uriașe pe hartă care exprimă o expansiune foarte interesantă. Deci, verdele care îl veți vedea aici este apogeul califatului. Deci, arabii, vedeți, o singură popor, stat, da? Verde. Bun. Mergem mai departe și a venit rândul turcilor. Iată, roșu ăsta, da? Iar o hartă pătată așa, da? Și mai vedem încă o dată. Și a venit rândul mongolilor, galben, cafeniu ăsta. Ia uite-te. Da, bun. Hai să vedem și rândul. A venit și rândul lui Tamerlan. Uite, tot așa. Ce ne spune această hartă? Că din timp în timp, mă rog, 100-200 de ani, o parte mare a omenirii e pătată. Pe ea pune mâna un imperiu. Acum problema este Imperiul American. Nou Imperiu Universal, el e pe tot globul. Normal. Bun. Să trecem acum la un subiect. Mă întorc din nou la acord. Acordul politic.
Am făcut prima emisiune din acest an, primul talk show cu Robert Turcescu, luni de la 12 la 1. Și evident că am abordat problema acordului și eu am reamintit că, potrivit acordului, polițiștii austrieci sunt niște pe aeroport otopeni supercontrole. Și cu acest prilej, Robert Turcescu, având, care are și un talent de actor născut și născocitor de scenă, a născocit următoarea scenetă, mi-a arătat mie și telespectatorilor cum va avea loc controlul documentelor la otopeni când vom fi admiși în Schengen. Ia să vedem. Da, că altfel toată După chestia. asta, Da. acordul prevede că pe otopeni vor fi consilieri austrieci, ați mai pomenit așa ceva? Da, Adică nu este... am pomenit cu comisarii sovietici, maestre. Bă, Deci, dar nu... trebuie să stea Dar domnule... comisarul sovietic în spate să vadă ce face funcționarul român. Da? Așa este. Vine comisarul austriac din momentul de față, ăla la vamă al nostru cu chipiu, să uite la ăsta cum zice, la pașaportul ăla care intră, zice să uite la el și după aceea întoarce ușor așa capul în spate, pentru că în spatele lui este austriacul. Și dacă austriacul a ridicat un pic din sprânceană, e așa cu Da. sprânceana stângă un pic în sus, ăsta al nostru zice: "Nu puteți să treceți. Nu sunteți buni. Nu vă putem primi." Dacă se uite la austriac și austriacul e așa, nu mișcă nu nimic, zice, cred că puteți, da, cred că sunteți în regulă, dar niciodată, adică despre asta este vorba, mă înțelegeți, nu, e austriacul, el o să fie acolo, da, o să fie și la WC-ul, la otopeni, o să stea la WC-ul, la otopeni și o să supravegheze ce se întâmplă în toată povestea asta de acolo, vor fi peste tot. Da, ne-am amuzat. Bă, când nu trec o oră, două, de așa, și aflăm că domnul Predoiu, Cătălin Predoiu, a fost la Dacia News să-i dea un interviu domnului Bogdan Chiriac. Și surprinzător, pentru că acest lucru domnul Predoiu nu l-a zis la celebrul Radu Tudor, da? Ci l-a spus acum, aici merită felicitat domnul Bogdan Chiriac că a obținut această mătură. Iată ce ne-a spus domnul Cătălin Predoiu, cum va arăta cooperarea, nu, prezența polițiștilor austrieci la otopeni potrivit acordului. Polițienească. Ce înseamnă asta? Ca polițistul român să coopereze mai intens cu polițistul austriac și polițistul bulgar, să oprească migrația ilegală, trafic de persoane, trafic de droguri, trafic de arme, crimă organizată. Ce înseamnă să coopereze mai intens? Păi să vorbească mai des la telefon, să-ți comunice bazele de date mai rapid, să coopereze în dosare care trec frontiera între ghilimele. Deci, infracțiuni petrecute în România, apoi de aceeași persoană petrecută în Austria, comise în Bulgaria, trafic de colo-colo. Oamenii ăștia, infractorii, lucrează coordonat între ei uneori. Păi trebuie să coordoneze și polițiștii mai bine. Asta spune acordul. E rău asta? Nu cred că e rău. Da? Ce mai spune? Mai spune așa, ca ofițeri români și austrieci, nu, invers, ofițeri Frontex să fie dislocați în România și Bulgaria. Ce sunt ofițerii Frontex? Sunt ofițeri care sunt veniți din toate polițiile membre Frontex, inclusiv România. Avem peste 2000 de oameni polițiști care activează în Frontex la ora asta. Da? Și care să ajute la protecția frontierei. Deci primesc un ajutor din partea Frontex. Și mai primesc un ajutor, da, pentru început, ofițeri austrieci specializați în controlul documentelor să sprijine ofițerii noștri români de la frontiera aeriană. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când un polițist de frontieră român ia un act de identitate în mână, un pașaport, se uită la el și se pare că e ceva ciudat. Dar totuși nu e sigur dacă e un fals, e o persoană substituită, nu? E un document expirat și corectat, deci tot un fals până la urmă. Se consultă cu specialistul, colegul austriac care e lângă el și spune, uite-te și tu la acest Deci bulet. la punctul de fapt. Știi, mă înțelegi, pe am râs când a prezentat Robert Turcescu, ați văzut mai înainte. Da, cum, eu nu pot să înțeleg. Știu, știu
O să vină românii și o să spună, da, mă, nouă contează. Ce contează că ne vâră cu nasul în rahat? Contează că suntem cu nasul în rahat austriac. Știu, cunosc șerbia românească. Care se... Nu contează. Ce dacă? Cum te rămâi oameni buni? Păi eu sunt un cetățean român. Român. Așa m-am născut, da? Păi, cum să spun, chiar așa de tâmpit, mă, când ne cred acești conducători încât aeroportul otopen. Deci, potrivit declarațiilor de până acum, ale Parlamentului European, ale Comisiei Europene, ale JAI, ale liderilor occidentale, România îndeplinește toate condițiile pentru admitere în Schengen. Deci, și milițieni sau polițiști de frontieră, de la controlul documentelor, care poți să controlezi singur. Potrivit acordului ai noștri, sunt niște imbecili, niște triebrău și când văd ei, vine așa unul cu un document, zice, aoleu, zice prostul nostru, potrivit acordului, da? Bă, nu, ia să-l întreb eu pe șeful, pe austriac. Dom'le, unde ați mai pomenit așa ceva și să nu sară în sus? Să nu tresară, nu știu, fibra națională, nu tresară. Singurul care a zis ceva, e foarte și chiar laud, este, a scris o europarlamentar USR, Vlad Gheorghe, următorul lucru. Poliția de frontieră din Austria va patrula în aeroportul Otopeni. Asta ne-au adus Iohannis, Ciolacu și acoliților, să ne verifice Austria și actele la București. Eu nu accept așa ceva. Am cerut oficial Ministerului de Interne Austriac să-mi comunice care sunt ordinele acelor ofițeri, care sunt atribuțiile și puterile lor, că sunt pe teritoriul României, da? Predoiul ne-a anunțat cu nonșalanță că ne aduce cadou de anul nou patrulea austriece în Otopeni, da? Cererea mea este să acceptăm așa ceva doar când vor fi patrulele franceze, germane, române sau bulgare, bine. Și mă telespectatori, domnul Vlad Gheorghe, nu știu, a pus punctul pe ei. Păi oameni buni, bă, suntem membri NATO și chiar contributori serioși, da? Suntem în Uniunea Europeană. Patronăm și pe sora noastră mai mică, Moldova, pe care vrem să o trecem apa, strada, ca pe băbuță, da? Să ajutăm Ucraina, România, ai noștri, sunt pe toate fronturile, luptă și deodată, cum să spun, deodată, ca nici în secolul, nu știu, nici când au avut austricii, că austricii au avut la un moment dat, știți că au avut sub stăpânire Oltenia, n-au reușit să-i facă pe Olteni ardeleni, tot Olteni au rămas, mă rog. Deci, cum adică, care-i temeiul legal? Cum adică, vin, deci, cum a povestit domnul Predoi fără să-și dea seama. Deci, încă o dată, am un polițist de frontieră, da, care a învățat care au trecut prin mâinile lui. Acum când intrăm în Schengen, zice, opa, șeful, alo, her, ia veniți un pic încoace. Și ăla șeful se uită, zice, dumneavoastră, ce părere aveți? Nu e așa, că e bine sau nu e bine? Nu e bine. Care sunt atribuții? Care e temeiul legal pentru care să avem pe otopeni dublată poliția română, nici, repet, cum vreți, din Columbia, nu fac așa, nu știu, nici orice țară din Africa, din aia amărâtă, care nici România când a ieșit după mica unire, adică n-au venit aia polițiști sau ce dracu fi să ne controleze, da? Ah, bun. Asta, de ce au făcut asta? Pentru că, stimați, nu au făcut-o pentru ca românii să nu mai stea la coadă, să fie, nu, ca să facă ei ceva electoral, dar nu înțelegi că Ciolacu, Ioanis și Ciucă sunt în stare de orice, să se poată lăuda ei, da, și televiziunile mituite, da, bun. Așa, da, să trecem acum la subiectul aseară, subiectul Michel. Aseară am spus următorul lucru. Cum au titrat unele televiziuni, Cristo aruncă bomba. Nu am aruncat nicio bombă. Am spus că președintele Consiliului European, Michel, a
anunțat că va candida la europarlamentare din partea unui partid pe acolo, din Belgia, că e belgian, și că va demisiona. Sigur, el a zis că va demisiona după alegeri, adică lăsându-ne să înțelegem că dacă nu intră, nu devine europarlamentar, pardon, el nu demisionează nefunde. Eu nu cred. Adică este greu de imaginat și mă contrazic cu multă lume ca într-o Uniune Europeană minim civilizată, democrată, unul să fie șef, să și candideze și zice, bă, candidez, dacă nu câștig, mă întorc la, rămân în funcție. Eu nu cred. Bun. Oricum, acum sau în iunie, el ne-a anunțat că demisionează. Deocamdată noi nu știm nici dacă se înscrie pe liste. Deocamdată să vină cam să înceapă campania, probabil prin aprilie, mai e. Bun, în aceste condiții, eu, Cristoiu, am explicat un scenariu. Am știind că domnul Klaus Iohannis este înnebunit să ajungă șef la Uniunea Europeană, din multe motive, știind asta, am spus că singurul post care i s-ar putea oferi președintelui sortant, ieșind, cum spun francezii, lui Klaus Iohannis, este acesta. Toate celelalte posturi, a lui Borrell, care expiră în decembrie, sunt președintele Comisiei Europene, care e acum expirată cu alegerile, și a președintele Parlamentului European, sunt posturi dependente de Parlamentul European, adică dependente de alegeri. Și am zis că singura șansă, și atunci, în aceste condiții, eu n-aș vedea dacă s-ar face acest post liber, să nu fie ocupat de Klaus Iohannis, și am făcut presupuneri. Dacă e ocupat de Klaus Iohannis și este ultimul tren, atunci România va avea chiar un prilej de mândrie, că așa suntem noi șerpi, unul de-al nostru acolo. Este un post foarte important pentru că, deci, Consiliul European este alcătuit din șefi de state și de guverne care sunt în țările lor, da? La Bruxelles este o mașinărie, o cancelarie a acestui Consiliu. Șeful acestei cancelarii este președintele Consiliului European. Mai ceva decât un secretar general al guvernului, de el depinde, de această mașinărie, alcătuirea documentelor. Nu credeți că când se duc ei la Consiliu, la sesiune, fac ei noaptea. Nu, este mașinăria aceasta care pregătește rezoluțiile, îi convoacă, mă rog. Ar fi o funcție care, repet, totuși destul de importantă. În acel moment, sigur că PNL ar crește chiar și în sondaje, dar am spus că dacă domnul Klaus Iohannis pune mâna pe acest post, atunci, am zis dacă, atunci Nicolae Ciucă devine președinte interimar cu mari șanse să devină și președinte. Și la Robert Tulcescu am spus că apropo de partenerul american, în America cred că sunt doi aleși. Unul este al Departamentului de Stat și cred că este Gioană, și unul este al Pentagonului și cred că este Ciucă. Cred că va conta foarte mult ca președintele să fie gen Ciucă, adică militar, pentru că România este o bază militară a americanilor. Bun președinte ar fi să fie un președinte care știe ceva militarie. Vor fi contracte, vor fi multe situații, multe dialoguri. Bun, așa am zis. A venit și am zis aseară. Azi dimineață a venit o știre la Ziabul European. BBC a scris, dar nu ca scris, ci faptul că acest articol a fost cultivat la noi până la isterie, da? Că dacă nu se găsește un locuitor până iunie sau până iulie pentru domnul acesta Michel, atunci
Victor Orban devine președintele comisiei, devine el șef, deoarece Victor Orban e Ungaria preia președinție. Și eu am zis în sensul următor, băi, suntem dacă și cu parcă. Deocamdată, Charles Michel a anunțat-o, are un gând. Trebuie să vedem dacă chiar se duce pe listele, candidează. Deocamdată, că mă candidat, știu eu, poate că, nu știu, avea vreo bobnică pe acolo și nu i-a convenit. Aseară i-a luat, cum? Aseară ți-am luat cercei. Eu fi luat cercei aseară și ei nu i-au plăcut și atunci a zis, bine mă, nu mai rămân. Deocamdată nu știe. În aceste condiții să spui de pe acum, aleu, vine Orban, repet, nu știm. Dar mie mi s-a părut un articol de manipulare tot în ideea de forțare, adică că dacă, problema este că dacă ar merge Klaus Iohannis, trebuie să demisioneze. Și una este să demisioneze, pur și simplu, alta este să spună, bă, n-am avut ce face, a trebuit să demisioneze, să salvăm Europa de Victor Orban, da. Bun, deci asta cred. Eu că atât dacă cu parcă. Nu mă pronunț, repet încă o dată că Klaus Iohannis trage sfor de atâta vreme să fie șef la Uniune, că singurul post pe care îl poate ocupa este acesta, că este un post care depinde numai de Consiliu. De ce? Nu depinde. Și atunci poate să fie oricând numit, nu văd nicio problemă să-și dea demisia înainte de termen și că, păi, dar ce face România? Ce că parcă până acum Klaus Iohannis a fost prezent. Și am spus și lui Robert Tucescu și el cineva mă întreabă, măi, s-ar putea ca Ciucă să ne surprindă, cum se zice, dumneavoastră care ați făcut. Da, poate ca premier a fost crispat, poate trebuia să aibă grijă, să nu se certe cu Ciolacu, cu ăla, dacă ajunge președinte interimar, va avea vizibilitate, va putea să facă tot felul de gesturi, nu costă nimic, și la cât de tăcut și slab și inexistent a fost Klaus Iohannis, e de ajuns, Ciucă o să pară un vorbăreț. Deci, cu atât, Nicolae Ciucă e prin raportare la Klaus Iohannis, care nu există, totuși, dacă o dată pe lună face o conferință de presă normal, domnul Nicolae Ciucă, el este, pare un președinte ieșit din comun, formidabil în raport cu Klaus Iohannis, care nu face nimic. Da? Așa cred eu. Bun. Asta, stimați telespectatori, așa a fost o discuție, o prima ședință a coaliției și PNL insistă. Deci, în primul rând, PNL și PSD insistă pe comasarea alegerilor. Eu, din stat, nu sunt de acord. Povestea asta lui Boloș și lui Ciolacu, că dacă nu sunt comasă, deci sunt două argumente care le aduc cele două partide de la putere. Unul, lumea va fi obosită. Și asta e, cum să zic, că de ce noi facem alegerile ca lumea să... Că lumea va fi când va spune că va fi 5 alegeri. Poți fi 5, poți fi și 100. Păi, polvețenii au referendumul în fiecare lună. Păi, ideea să nu behăie oaia, să nu facă capra, ța-ța-ța, căprițăța. Nu, astea sunt, da. Doi costă? Au. Păi, bă, numai acum luăm din scurt $1 miliard rachete Patriot. Noi luând, cum să zic, până acum, de cred că avem vreo 30 de miliarde date numai pe armament, da? Și să nu mai ia un submarin din ăla, da? Bun. Însă, păstrarea calendarului este foarte importantă pentru că orice modificare a calendarului trezește suspiciuni. Problema comasării localelor cu primul tur prezidențial este iresponsabil, este o crimă împotriva democrației. Și vă spun de ce. Localele sunt alegeri de primar.
La alegerile de primar pot fi și independenți, pot să fie și membri de partide mici. Discuțiile, campania electorală este și vom face un podeț. Și de ce nu ați făcut un puț? Asta este, sunt alegerile locale, da? Gândiți-vă că în paralel, în același timp, se desfășoară campania pentru prezidențiale. Se mai trebuie, mă ia peste picior, mă iau cei de la liberali. Păi cum adică noi, cine va mai avea timp în Grăgești să discute despre candidații la prezidenție? Unu, peste tot spațiul mediatic va fi ocupat de primari, peste tot, că nu știu. Găgești, Bolotești, na, fie că primarul ăla vor vrea să fie ei în prim plan, că ei vor fi aleși, da? Cine se mai preocupă din electorat de președinte? Că toți localele strânesc mari patim, da? Doi, localele aduc la vot primarii, își aduc la vot oamenii, da? Păi în acele condiții vor fi avantajați la prezidențiale cele două partide. Deci, mă, nu există între parlamentare și prezidențiale, da, este o legătură, pentru că și parlamentul și președintele pot să discute probleme generale. Cum să discuți probleme locale, care sunt locale, da? În București, da? Campania va fi cum merg pe alea, tramvaile, trenurile, metrou, cu tare, e curat, nu e curat, e cald, nu e cald. Asta este și ce legătură este cu prezidenția. La campania pentru prezidențiale, candidații trebuie să spună vom intra, nu vom intra în Schengen, vom face, vom trece. E clar și că localele sunt alegerile cele mai pasionate, pentru că e vorba de oameni, de comunități, oamenii din comunități, sate, orașe, sunt interesați cine va fi primarul, mai puțin interesați cine va fi președinte. Deci este o adevărată crimă și nimeni nu reacționează în România, că așa este, că popor care nu reacționează, da? Bun. Și ca să închei o chestie, știți care e cel mai mare scandal din America? Incredibil. Ministrul apărării, de secretarul de stat al apărării din America, s-a internat în spital fără ca Biden să știe. Băi, ați mai pomenit, s-a zis, șeful forțelor armate ale Americii trebuie să știe președintele în orice moment și când e o gagică. De ce? Că el e cu butonul, cu armata. Cum să nu știe? Ați mai pomenit așa ceva? Și au aflat cu, așa, dar cu chiu, cu vai, așa că ce-mi spuneți mie de democrație americană? Mulțumesc, la revedere!